Salutare, veterane! Dăm voie să te salut și dăm voie să te rog să nu-ți faci o cafea, pentru că de data asta nu o vei savura cu plăcere. Crede-mă pe cuvânt. Hai să-i dăm drumul. Fiecare rege impune idei doar cu săbri plicece. Parcă nu mai e lege, de parcă și legea se teme să lege. E o lume nebună, cineva trebuia să o spună. Poate lipsa nevoia, parcă toți am avea paranoia. Trăim un prezent în care nici măcar în cuibul nostru, nici măcar în universul nostru, nu ne simțim în siguranță. Trăim un prezent în care nu mai avem încredere unii în alții, nu doar că nu mai avem încredere unii în alții, ne temem unul de celălalt. Trăim un prezent în care parcă ne temem să trăim sau ne scârbim să mai trăim, mai ales când vedem unele situații care se întâmplă în jurul nostru, foarte multe drame, foarte multe tragedii, foarte multe știri care, oricât de călit ai fi, oricât de multe ai vedea în viață, te șochează. Chiar și pe mine. Tot mai mulți tineri se drughează, tot mai mulți tineri joacă la păcănele, tot mai mulți tineri trec prin tot felul de frustrări financiare, sociale și așa mai departe, și tot mai mulți tineri cedează efectiv psihic. Și exact asta ne face să ne temem unul de celălalt, pentru că monștrii de lângă noi au un chip uman și au un comportament aparent normal. Asta ne sperie, pentru că nu știm de cine să ne ferim. Pentru că una e când auzi că unul a ieșit din pușcărie după 25 de ani, 20, și ești mai precaut, sau după 5, cazul meu, ești mai precaut cu mine, da? Și alta e când e vorba de indivizi care n-au avut niciodată de-a face cu legea și într-un moment al vieții fac o faptă care îngrozește o țară întreagă. Cel mai bun exemplu astăzi ar fi Denis Mustafa, un tânăr de 29 de ani din localitatea Corbu, consumator de droguri, care în dorința de a-și procura marfa zilnică necesară, a făcut o faptă care m-a șocat din toate punctele de vedere. Întâmplarea s-a desfășurat în comuna Corbu din județul Constanța. Denis a pătruns în casa vecinilor săi, la 5 case distanță, casă în care se aflau 5 persoane. Tatăl, mama, 2 copii minori și fata mai mare, de 21 de ani. Acesta a intrat în casa lor, l-a omorât pe el, l-a înjunghiat cu cuțitul, a luat-o pe mama copiilor împreună cu cei 2 copii minori cu vârste cuprinse între 16 și 14 ani, i-a închis în camera cealaltă, i-a legat de calorifer, s-a întors în prima cameră și a profitat de fiica acesteia. Polițiștii l-au prins, a fost arestat, a fost și condamnat, datorită faptului că a fost încadrat la 4 fapte: sechestrare, tâlhărie, crimă cu premeditare și viol. Pedeapsa lui a depășit pedeapsa maximă prevăzută de lege. Deci a ajuns undeva la 40 de ani mandat, fapt pentru care a primit condamnare pe viață. Plus că a fost supus la plata daunelor
daunelor morale și așa mai departe, în valoare de 2,6 milioane de euro. Bineînțeles că acești bani nu îi are și nu îi va avea niciodată și nici nu îi va da niciodată. Totuși, instanța a pus sechestru pe casa acestuia. Oricum nu-i mai trebuia casa aia, ce să zic, va sta toată viața la pușcărie. Când văd cazuri de genul, ajung să optez pentru pedeapsa cu moartea. Dar trăim într-o țară europeană unde pedeapsa cu moartea nu este permisă, așa că noi vom fi nevoiți să muncim, să plătim taxe și impozite, să întreținem unul ca asta. Pe mine mă sperie altceva. A făcut fapta la pușcărie. Credeți-mă, cunosc eu personal cam trei indivizi care sunt capabili de același lucru. Bine, unul din ei deja s-a dus la pușcărie, au mai rămas vreo doi. Și stau de fiecare dată așa, mă uit, și ajung să mă rog să cadă la pușcărie cu tentativă de omor. Adică să nu le iasă fapta. Pentru că știu că ei sunt capabili de fapte de genul și mai grave. Asta mă sperie pe mine. Dacă doar eu cunosc vreo trei care ar fi capabili să facă astfel de fapte și în următorul minut să se ducă la o pizzerie să servească o pizza ca și cum nu s-a întâmplat nimic, închipuiți-vă câți de genul ăsta sunt în libertate printre noi. Ăsta e unul din motivele pentru care nu accept niciodată să ies la o cafea cu unul care mă invită pe YouTube. Frate, sunt fanul tău, hai să ieșim la o cafea, nu vreau. Și mulți interpretează, băi, ai figuri în cap, nu mai bei cafea cu oameni de rând. Ba da, dar mă tem. Pentru că în spatele unui ID se poate ascunde un psihopat care pur și simplu, datorită faptului că nu-i place fața mea, sau ce promovez eu pe aici, îmi poate face rău, atât mie cât și familiei mele. Sunt precaut, nu am figuri în cap, doar că, la fel ca și voi, ajung să mă tem de oamenii din jurul meu. Și e o dramă, pentru că ajungem să nu mai socializăm. Dacă am ajuns să ne temem, să cunoaștem oameni noi, pentru că nu știm la ce ne putem aștepta din partea lor, ne condamnăm singuri la un mandat cu izolare pe viață. Dar ne obligă situația, pentru că uitați-vă și voi câți monștri cu chip de om se învârt în jurul nostru. Oameni care aparent sunt normali, au o viață normală, mici defecte, mici greșeli, anumite vicii. Pentru că eu nu spun că orice consumator de droguri ar face fapta asta. Nu. Dar văzând o faptă de genul ăsta, mă tem de orice consumator de droguri. Oricum stau departe de oricare care consumă. Pentru că nu știi ce să te aștepți de la ei atunci când le cere corpul doza. Așa cum nu poți avea încredere să dai un ban împrumut cuiva care este dependent de jocuri de noroc. Nu-ți oferă nicio garanție. Pe de altă parte, stau așa, mă gândesc, când eram eu la pușcărie, să-mi fi băgat unul din ăsta în cameră. Că acolo vine zice, vezi că-ți bag unul pe cameră. Îl mai întreb pe gardian, băi, e ok omul sau... Uneori îți zice gardianul, alteori te minte. Da, băi, ok. Și stai cu el pe cameră, povestiți,
mai face o glumă, mai face și el o glumă, mai servim o cafea. După care încep știrile la televizor. Și mă uit și văd fapta lui. Individul din Constanța care a intrat în casa peste vecini, a ucis un bărbat și a violat o fată, își va petrece restul zilelor după gratii. Tragedia a avut loc chiar sub ochii soției victimei și ai celorlalți copii ai familiei. E acel moment în care riști să ții un mandat în mandat. E acel moment în care intri la pușcărie cu un mandat de 5 ani și te alegi cu altul de 25. Nu pentru că te pui în postura de judecător, pentru că nu-ți mai poți controla repulsia. Pentru că una e să-l văd la televizor și când se termină știrea să-mi văd familia și pe cei dragi, și alta e să văd știrea la televizor și când întorc privirea să-l văd pe cel de la televizor lângă mine. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că n-am trecut printr-o situație de genul și am apucat să mă eliberez fără să fiu nevoit să-i dau cuiva o penultimă judecată. Pentru că veți vedea într-un vlog viitor de-al meu, atunci când faci anumite fapte, nu doar judecătorul e cel care te judecă. Vei avea parte de decizia judecătorului, vei avea parte de penultima judecată, cea pe care ți-o dau deținuții, și, bineînțeles, la final de drum, pedeapsa finală. Acolo când tu vei fi față în față cu Dumnezeu și va trebui să accepți ceea ce ți este scris. Eu știu că noi românii suntem oameni sociabili, suntem primitori, ajutăm. Așa am fost crescuți, așa am văzut la părinții noștri, când bate un străin la poarta ta și cere o felie de pâine, să-i dai toată franzela și o bucată de brânză și un kilogram de roșii. Și 10 lei, să mai aibă, poate are nevoie de ceva. Eu știu. Dar aveți grijă că nu știți cu cine intrați în contact. Unii monștri au chip de om, mai ales cei care au o boală psihică, suferă de schizofrenie. Ei sunt conștienți de boala lor și știu să-și o ascundă foarte bine, știu să fie foarte convingători, știu cum să se prezinte în fața ta fără apărea suspect, pentru că spre deosebire de un om normal, chiar va da o extra atenție propriului său comportament. Nu-ți spun nici să rupi contactul cu societatea, pentru că ce faci? Te închizi în tine, te închizi în carapace. Doar că trebuie să fim mai prudenți, trebuie să studiem mai bine omul de lângă noi. Pentru că, uitați-vă și voi, în cazul de față, vecinul, alteori prietenul cel mai bun, oameni pe care i-ai cunoscut de o viață, care ajung într-un moment al vieții să te șocheze efectiv prin deciziile pe care le iau. Atât cât putem să prevenim și să ne protejăm pe noi. În totalitate, din păcate, nu putem preveni astfel de incidente, pentru că se întâmplă spontan, profilul lor nu e bine definit ca să zici, mamă, avem prototipul psihopatului. Și cam astea sunt alineatele pe care trebuie să le urmăm pentru a-i depista. Nu. Psihopații sunt foarte imprevizibili și sunt foarte greu de depistat. Din păcate, aici sistemul are o vină mare, dar ce facem? Punem la perete sistemul? Cine e sistemul?
dă-mi un chip de om să-l pun la perete, dar n-avem. Și sistemul e de vină, și prezentul ca atare. Nici nu mai contează cine e de vină. Ideea e să ne protejăm noi, cei care suntem conștienți de monstruozitățile care se întâmplă în jurul nostru. Și nu putem decât să privim neputincioși cum dramele astea se întâmplă altora. Din păcate, cum am mai spus, cunosc oameni care sunt liberi, sunt pasibili de crimă, e puțin spus. Sunt pasibili de orori de genul ăsta, fără să aibă o remușcare. Inclusiv imbecilul ăsta a mai făcut și contestația, un recurs. Ce vrei, 10 ani? I s-a refuzat recursul. A rămas la pedeapsa pe viață. Bine, de el ne-am scăpat. Chiar dacă știm că îl întreținem noi o viață întreagă, va mânca și va dormi pe banii noștri. Dar măcar e acolo, departe de noi. Asta mă frapează, că ajung să mă rog ca acești psihopați să nu-și ducă planul la final. Măcar să ajungă la pușcărie cu tentativă de omor. Deci să eșueze, să scape victima într-un fel sau altul. Asta am ajuns să mă rog. Un lucru e clar, nu suntem în siguranță și nimeni nu ne va proteja. Noi trebuie să ne protejăm. Am pe canalul ăsta vlogurile alea în care vă învăț cum să fiți în siguranță în casa voastră. Urmăriți-le. 10 moduri prin care să te ferești de hoți. Urmăriți-le. Că dacă... Eu nu pot nici să judec familia aia. Nu? Că nu toți au acces la vlogul meu. Dar dacă familia aia vedea vlogul în care eu vă învățam cum să vă protejați de hoți, individul ăsta nu reușea să-și ducă planul la final. De asta vă spun. Da, câștig și bani. Dă-mi în cap. Câștig și bani. Dar banii pe care îi câștig, oricum nu sunt mulți, dar banii pe care îi câștig transmițând mesaje utile. Sunt vloguri care îți pot salva viața. Am vloguri pe canal care efectiv nu doar că te țin în libertate, îți salvează viața. De aia vă rog, dați un like, că nu e greu, e un click, și lăsați un comentariu. Nu vrei să lași un comentariu lung, nu e problemă, pune un punct, pune o virgulă, na, și gata. Pentru că punctul ăla sau virgula aia și acel like va ajuta videoclipul să ajungă și la astfel de oameni care într-un moment al vieții vor avea nevoie de acele informații pentru a se proteja. Și fără să ne dăm seama sau fără să aflăm vreodată, vom salva vieți. Îmi cer scuze că vlogul de azi nu e vesel, nu am servit o cafea, dar îți dai seama că nu ai fi servit cafeaua cu plăcere de data asta. N-ai cum să servești o cafea cu plăcere când auzi fapte de genul ăsta, auzi de un idiot că intră peste o familie în casă, îl omoară pe el, sechestrează minorii și nevasta și își bate joc de fiica cea mare. N-ai cum! Trăim într-o lume plină de oameni ciudați, care se transformă
dintr-o secundă în alta. Protejați-vă cuibul, chiar și când sunteți acasă. Închideți ușa, blocați-o, protejați-vă, că nu știi ce idiot are nevoie de doza lui zilnică sau nu știi ce imbecil a pierdut toți banii la aparat și te trezești cu el în casă cu cuțitul la gât. Și cine o să te mai salveze? Rămâi liber, rămâi în siguranță și rămâi, dacă merit, pe acest canal. Oricum îți mulțumesc că încă ești aici, înseamnă foarte mult pentru mine, mă motivează, sunt foarte ambițios, am prins așa curaj iar să dau drumul la vloguri, să mergem acolo unde ne e loc. Mulțumesc tuturor veteranilor, tuturor celor care și-au luat membru, mă ajută foarte mult, tuturor celor care dau un like, lasă un comentariu, la fel, mulțumesc mult de tot. Ce aș fi eu fără voi? Nimic și nimeni. Respect, o zi liberă. Prr! Gândește-te la mine dacă stai în chirie, gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie, gândește-te la mine dacă ești acum la greu, pentru că la fel ca tine sunt și eu.